rând, vreau să vă felicit pentru ideea acestui proiect, finanțat prin Programul de Cooperare Județeană Român, Fondul pentru Acțiuni în Domeniul Managementului Energiei Durabile, visând reducerea disparităților economice în cadrul Uniunii Europene extinse. Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice reprezintă un deziderat ambițios, conceptul fiind promovat la nivelul întregii Uniunii Europene și susținut financiar, iată și prin Programul de Cooperare Județeană Român. Vă felicit, domnule primar, pentru alinierea la noile concepte și pentru proiectul obținut și sperăm ca în cel mai scurt timp posibil, datorită lucrărilor efectuate, Sala de Sport, Progresul din Isaccea și Biblioteca Vrășenească Elena Delia Avrigianu, să fie reabilitate termic, iar consumul energetic pentru încălzirea lor să scade semnificativ. Valoarea totală eligibilă a proiectului este una considerabilă, 3.427.396 lei. Sunt convins că, dispunând de această sumă, obiectivele de eficientizare energetică vor fi atinse. De asemenea, cu toate că perioada de implementare a fost una foarte scurtă, sunt convins că lucrările vor fi de calitate, iar din această toamnă, cele două clădiri publice vor putea fi folosite de comunitatea din Isaccea. Acest proiect înseamnă reabilitarea două clădiri publice din localitatea noastră, din orașul Isaccea. Mă refer la Sala de Sport Progresul și la Biblioteca Orășenească Delia Avrigianu. Prin acest proiect noi ne dorim și cred că vom reuși până la final să reducem cheltuielile în primul rând, că asta este dorința noastră, și să oferim condiții de calitate celor care se vor folosi de aceste spații, adică să avem spații încălzite sau spații cu un mediu ambient corespunzător pentru desfășurarea unor activități. De ce ați ales ca sursă de finanțare acest parteneriat, să zic așa? De ce nu ați aplicat pe alte fonduri? Da, așa este. Așa cum spuneam și la început, n-am putut să ne ducem pe alte surse de finanțare, întrucât nu îndeplineam condițiile. Eu m-am bucurat pentru faptul că de fiecare dată am ridicat această problemă și în întâlnirile porului. Avem sălile de sport în țara românească care sunt mari consumatoare de energie electrică și nu avem o sursă de finanțare. Adică nu găsim soluții astfel încât să reducem consumul de energie. Așa cum a prezentat și colega mea, undeva între 20 și 30% vom reduce cheltuiala noastră cu energia și cu gazul pentru încălzire. Și atunci acest ban vom putea să-i direcționăm în alte direcții, pe partea asta de promovare, de dezvoltare a altor proiecte, cofinanțarea unor alte proiecte, că avem destule proiecte care trebuie să le implementăm în perioada următoare. Lucrările la Biblioteca Orășenească sunt pe ultima sută de metri. Muncitorii mai au depus tavanul fals și de făcut curățenie. Da, am apelat la această sursă de finanțare datorită necesității la nivel european și național a programelor de conștientizare a reducerii consumurilor de energie, de conștientizare cu privire la eficiența energetică și regenerare. A fost relativ ușor pentru obținerea acestei surse de finanțare nerambursabile elvețiene. Contractul de finanțare s-a semnat în august 2018, așa că termenul a fost de un an de zile, relativ foarte scurt. Este drept, nu sunt lucrări foarte complexe, în schimb sunt de durată, dar mulțumim pe această cale constructorului, care s-a mobilizat foarte bine, domnului diriginte de șantier, domnilor de la proiectare pe partea de realizare a proiectului tehnic și cu efort și ne apropiem de finalizarea lucrărilor. În momentul de față, la sala de sport din Isaccea se reabilitează suprafața de joc, urmând ca într-o săptămână lucrările să fie finalizate.
auditul energetic făcut a configurat mai multe căi. Una dintre ele a fost pe partea de iluminat, reducerea consumului, schimbarea cu lămpi LED, lămpile vechi fluorescente și cogenerarea energiei electrică prin tablouri, prin panouri fotovoltaice și centrală fotovoltaică normal. Tot pe parte de instalații, îmbunătățirea eficienței energetice la bibliotecă prin montarea din 3 centrale, a 2 centrale, dar în condensație cu consum mai mic, care a generat după sine și niște corpuri de încălzire mai mari, o instalație dimensionată, dar consumul celor 2 centrale se reduce la jumătate, fiind în condensație față de cele 3 clasice care existau. Și panoul de preparare apă caldă menajer au dispărut boilerele. La sala de sport pentru încălzire s-au montat aceeași centrală, dar s-au montat panouri termosolare, adică panourile solare care le știm noi, care aduc un aport de preîncălzire a apei pentru încălzirea sălii de sport și la fel folosesc și la apa caldă menajeră de la sala de sport, de la dușuri, acolo este un consum mai mare de apă de caldă menajeră și termoizolațiile exterioare, care la sala de sport s-au realizat pe pereții anexelor prin schimbarea tâmpăriei de la anexe, care era într-o stare mai avansată de degradare, prin schimbarea geamului de la sala efectiv, termoizolarea pardoselii și a tavanului, pe unde se pierdea cea mai mare suprafață de era cea mai mare suprafață neîncălzită și condensa efectiv, iar la bibliotecă s-a termoizolat exterior, s-a termoizolat în pod planșeul, dar și pe interior s-a placat cu vată minerală și gips carton. Deci s-a realizat o clădire aproape static termică.